Adela, deși nu pare, are o prietenă foarte bună cu care împărtășește tot felul de lucruri. Anul acesta va petrece primul Crăciun în formula completă de 4, Dana Rogoz. Bună, Dana! Te rog, hey, să nu mai vorbești cu Cove. Da, de ce, dragă? Că face mișto de noi, că nu știu ce, că nu știu cum. Ce? Practic a pus la îndoială prietenia noastră, Adeluca, așa nu ceva zic, nu se face. Nu mai zic. Nu mai zic, Dănuco. Nu, n-am pus nimic la îndoială. Ce face Lia? Bine, tocmai s-a trezit din somn și e puțin buimacă. Ce e cu baieta asta pe mine? Da, ce se întâmplă cu mama? A venit Crăciunul? Păi știi că la noi a cam venit. M-am gândit eu așa că... Nu știu de ce trebuie să stăm noi neapărat seara de Crăciun ca să aranjăm masa frumos, ca să ne facem mici surprize. Am zis că mai sunt câteva zile din an și că vreau să fie fiecare zi o sărbătoare. Și astăzi să știi că este Sfântul Daniil, deci pot să-mi urez la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, da. Azi e Sfântul. Ce chestie, da, da. Da, nu știu. Nu te cheamă și așa, nu? Da. Nu. Eu m-am trezit cu mesajul de la mama, care mi-a dat aminte. Știe mama, normal. Na. Ce faceți? Cum vă pregătiți, Dănuca? Înțeleg, am văzut că ați luat deja bradul. Am luat bradul, este momentan pe terasă, ca să-i meargă mai bine. Și uite, dacă vrei, îți și arăt ce este în jurul meu. Astăzi am venit să fac, uite, coroniță, de exemplu. Vrei tu să o faci? Da. Vezi? Uite-mă pe Lia, nu pot să mă uit, Dana, la ce mi-arăți. Nu pot să mă uit la ce mi-arăți. Când ai așa o păpușică în brațe, nu pot să mă uit. Bună! Ce spui? Nu pot să mă uit la ce mi-arăți când ai așa o păpușică în brațe. Da, deci am înțeles. Uite, avem elemente naturale ca să punem pe coroniță. Da. Și, da, aseară am făcut biscuiți de Crăciun, facem în fiecare zi câte ceva. Da, Dănuca. Da. Primul Crăciun în 4. Da, primul și slavă Domnului, este un Crăciun care ne prinde pe toți sănătoși. Cum tu bine știi, eu și Lia am călătorit puțin recent, am fost până în Slovacia cu filmările pentru un lungmetraj, am fost doar noi două și am fost inițial super stresată la gândul că, nu știu, că ne-am putea îmbolnăvi sau că altcineva din anturajul nostru s-ar putea îmbolnăvi și că ar trebui să fac carantină acolo împreună cu ea, dar ne-am întors, am și stat câteva zile departe de băieți, tocmai ca să fim în siguranță și acum petrecem Crăciunul COVID-free, practic, mie mi se pare o mare realizare 2020, că suntem toți negativi în ianuarie și abia în ianuarie mă voi reîntoarce cu ea pentru o lună de zile acolo. Da, a fost așa o mică pregătire acum, o încălzire. Cam da, dar să știi că a fost foarte binevenită pentru că eram crispată vis-a-vis de orice. Era primul ei drum cu avionul, de fapt prima ei călătorie undeva în afara țării, doar noi două. Oricum ai emoții și într-un context fără alte complicate, adică și într-un context normal. Știi și tu, primul drum cu avionul cu bebelușul e panică. Și să știi că am sesizat, de exemplu, uite, în aeroport, așa că oamenii poate că ar fi vrut să mă ajute, dar nu o făceau și din măsuri de siguranță, știi? Adică pe genul, băi, nu ne atingem lucrurile, na, da, știi? Da, da, da. Da, și căruciorul, și copilul, și, mă rog. N-a fost ușor. Nu, dar să știi că, uite, mai sunt doi actori români în distribuție, Pavel Bartos și Andreea Vasile, și de fiecare dată când am intersectat cu ei, au fost și ei acolo, de ajutor, practic, m-au ajutat și ei. Dar, da, mai întâi o încălzire și apoi vedem cum o să ne descurcăm atunci. Plecăm doar noi două, că toată lumea mă întreabă, dar cum faceți acolo? Evident că, efectiv, când filmez, cineva din echipa de filmare stă cu ea și are grijă de ea undeva în foarte aproape de cadru, adică există o rulotă în care ea mă așteaptă de fiecare dată ca să pot să merg la alăptat, să pot să sar în caz de ajutor. Bine, desigur, echipa a fost super înțelegătoare în ceea ce mă privește și în restul timpului, respectiv hotel, nu știu, exclusiv cu mine, ceea ce e destul de amuzant, să știi, practic într-un hotel de 4 stele a mirosit a păstârnac și am fiecare zi, atât am făcut. Că voi sunteți și la diversificare, na. Normal. Și practic s-a întrebat, domnule, dar ce face diva în acea cameră? Exact. Diva fierbe morcovi. Fierbe morcovi. Da, diverse obiecte, mai fierbea un păstârnac. Cam asta am făcut. Și am alintat-o peste măsură, a dormit mai mult cu mine în pat, desigur. Acum ne e mai greu. Asta e începutul. Da, Vlăduț ce face? Vlăduț...
Vlăduț este acum într-o pauză de homeschooling, dar urmează imediat să se conecteze. Am înțeles, am înțeles, da. Da, e smat și el, că desigur că ne-am întors, foarte implicat. Repet, aseară am gătit, am făcut împreună biscuiți de ciocolată. M-a amuzat că a învățat și el un colind online. Este bun. obraz frumos, cu încetinător, tot verde. Păi omul așa care înțează ecologică, ce are e cu cetina? Exact. Și noi o puneam, puneam explicat ce înseamnă cetina. Aia, ce-i cetina? Aia așa care, da, greu. Asta este școala online. Pe cetina am avut și noi discuții, să știi. Cum? Pe cetina am avut și noi discuții. Bun, exact. Și am și deschis acest subiect, să știi, cu comunitatea mea online și am aflat o felul de alte variante. De exemplu, în primul rând că nu e corect obraz frumos, e un braț frumos. Da, copilul da, cântă da. un braț frumos, da. Normal. A fost lansat în Ungaria întâi, știi? Da, da, da. Obraț frumos. Nu mai este... Braț frumos. Braț frumos. Asta. Da, deci nu suntem singuri, dar oricum... O Tannenbaum, mă, o Tannenbaum. Ah, de aici venea, de aici. Da. Da. Sunt niște întreruperi de comunicare. Tehnologia ne ajută, dar ne părăsește când e cazul. Îți mulțumim tare mult, sărbători fericite. Mesc și eu. Vă pupăm. Sărbători fericite. Pa, Lia, pa, pa. Lia veselia. Da. Pa. Uite, mă, Cove, ce frumusețe de copil. Frumusica, Doamne, ce drăguță ești. Bine, vă pupăm. Ah, ah.